Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin programul operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate, a început astăzi, 28 noiembrie, livrarea celei de-a cincea tranșă a pachetelor cu ajutoare alimentare în județul Hunedoara. În perioada 28 noiembrie-8 decembrie vor fi recepționate peste 14.000 de pachete cu alimente din cadrul programului operațional pentru ajutorarea persoanelor defavorizate. Fiecare pachet conține 25 de kilograme de produse alimentare de bază care provin de la producători din România, făină albă, mălai, paste, ulei, zahăr, orez, conserve de carne de vită, de porc sau ficat de porc, compot sau gem de fructe. Beneficiarii programului sunt familiile și persoanele singure cărora le e stabilit prin dispoziție scrisă a primarului dreptul la un venit minim garantat acordat. Familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, persoanele sau familiile aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente, precum și persoanele care locuiesc în așezările informale. Produsele alimentare se ridică personal de către beneficiari.